Dăm drumul. Bun, Barbar. Salut tuturor! Eu sunt Răzvan, cum e menționat și pe numele meu scris aici pe Zoom. Sunt un așa zis sales engineer cu Bitdefender de un an și ceva. Background-ul meu, din punct de vedere al carierei, e mai mult pe tehnologie cloud, prin zona Oracle, Microsoft și așa mai departe. Și ca studii eu am făcut psihologie, dar uite, mama, sunt inginer, ca să zic așa. Și astăzi o să vă trec printr-o chestie care mie place mai puțin, anume printr-un PowerPoint în care o să discutăm un pic tema Gravity Zone, ce este ea și mai departe, și apoi o să intrăm chiar în consolă să discutăm despre ce înseamnă, de fapt, Endpoint Protection, ce putem să facem noi cu Gravity Zone și să-l facem cât mai simplu și pe mai înțelesul nostru și, de fapt, să nu fie de parcă ne băgăm singuri bețe în roate, ci să fie de parcă ne servim singuri niște date importante. Cum a zis deja și Radu, vă rog foarte mult să puneți întrebări pe chat, pe Q&A, unde vreți voi, doar să apară acolo întrebări, pentru că altfel eu rad în 30 de minute tot materialul ăsta și poezia asta o papagalicesc în fiecare zi. Nu sunt eu de mare ajutor dacă nu îmi puneți și dumneavoastră întrebări ca să îmi puneți probleme. Da? Oricum, hai să începem un pic cu prezentarea în sine. Screen 3. Așa. Radu, să-mi confirm, te rog frumos, când vezi ecranul meu. Ok, perfect. Se vede, mulțumesc. Da, da. Bun, dar par. Bun, și se vede chestia asta mare cu Bitdefender Masterclass, nu altceva. E ok, acolo suntem. Perfect. Ok, caz în care o foarte scurtă agendă. O să am mai întâi o clarificare de termeni, pentru că o să fie întrebări de genul ce este antivirus, ce este anti-malware, ce este endpoint protection, prevention, Dumnezeu știe ce, și sunt și alți termeni mult mai in-depth pentru industria asta cyber security, dar în principiu o să ne ocupăm un pic să vedem ce înseamnă antivirus, anti-malware și endpoint protection. O să vorbesc foarte pe scurt de ce vă prezint eu astăzi, de fapt, soluția asta Gravity Zone și nu vă prezint altceva de pe partea de consumer, da? Adică chestii pe care le instalăm noi în mod normal, pur și simplu pe calculatoarele noastre sau ce vine cu orice Windows, nu? Windows Defender-ul ăla, Firewall și nu știu ce. O să vorbesc un pic despre Gravity Zone în general și o să vedeți că dincolo de ce o să prezint eu astăzi, produsul numit Business Security se poate extinde, de fapt, mult mai mult către alte nivele de licențiere și add-on-uri și așa mai departe. Nu neapărat ca să fac eu un sales pitch comercial aici, pentru că astăzi nu o să încerc să vă vând, de fapt, nimic, o să încercăm să rămânem cât mai strânși pe... Da, absolut, o întrebare din partea lui Ovidiu, dacă o să beneficiem de PowerPoint, nu numai de PowerPoint-ul ăsta, ci o să încerc să pun și niște screenshot-uri cu ce o să prezint eu în consolă în sine și o să îl fac pe tot într-un format PDF, o să-l dau lui Radu și Radu o să-l distribuie mai departe către toți participanții oricum și înregistrarea asta o să fie disponibilă după ce terminăm toată prezentarea oricum. Așa, deci o să vedeți că oricum sunt mai multe chestii. Dacă o să aveți nevoie mai departe, dincolo de ce oferă deja TechSoup prin oferta lor Gravity Zone Business Security, puteți oricând să veniți să stați la masă să discutați mai departe cu Bitdefender și o să-mi fac și eu acum, o să-mi pun singur o piedică și o să zic, dacă după înregistrarea asta mai aveți întrebări specific pentru mine, vreți să vorbiți cu mine, mă puteți găsi oricând pe LinkedIn. Vă promit eu că sunt singurul Răzvan Strâmbu de acolo. Da? O să fac câteva puncte despre cum putem să ne facem un pic mai simplă și mai eficientă viața. O să sărim după aia într-un demo, o să sărim în consolă, o să ne uităm pas cu pas cu ce se mănâncă totul, o să țin toată tema cât mai non-tech posibilă, pentru că nici eu, la rândul meu, vă vorbește psihologul, nu sunt programator, nu sunt inginer, cine știe ce. Și după aia o să menționez și niște masterclass-uri, pentru că dincolo de ce vă ofer eu astăzi, noi avem la Bitdefender o listă lungă de teme pe care le-am despătut în niște așa zise masterclass-uri, care la fel sunt niște înregistrări live gratuite, în care noi dezbatem diverse teme. Oricum, o să vă pun temele pe ecran și o să aflăm toate cele. Da? Bun.
Deci am zis că începem cu niște clarificări de termeni. Mi-am promis că nu o să pun text prea mult pe slide-uri și m-am mințit singur. În principiu, antivirusul, aici o să stăm un pic așa să zicem că e o problemă semantică mai mult. Antivirusul este un termen mai vechi, când încă virusii erau mai mult bucăți de cod care se replicau singure în calculatoare și existau anumite sisteme care detectau aceste bucăți de cod și încercau să le oprească. Da? Zicând apoi că anti-malware este de fapt un termen umbrelă care acoperă mai multe tipuri de software malițios, incluzând chestii de genul troian, spyware, worms, ransomware, adware și virus, în principiu. Da? Deci așa, din punct de vedere semantic, se zice că orice virus este malware, dar nu orice malware este un virus. Dar depinde foarte tare pe cine întrebați, pentru că în zona de firme mici sau de consumer, termenul antivirus este de fapt cel care este folosit cel mai des și nu este incorrect să-l folosim, unde în lumea firmelor mai mari, toată lumea se dă pompoasă și folosește termenul de anti-malware, de parcă ar face de fapt o diferență atunci când instalăm pe calculator soluția în sine, cum îi zicem. Endpoint prevention and protection, ăsta, este de fapt mai mult decât doar o diferențiere semantică între antivirus și anti-malware, pentru că nu vine doar cu soluție de scanare de fișiere, de protecție, de procese și așa mai departe, ci vine și cu câteva funcționalități în plus care au de-a face cu prevenirea accesului, în primul rând, în rețeaua noastră, da? Și putem să zicem, și o să vă și arăt asta, ce fel de dispozitive putem să conectăm la calculatoarele noastre, ce fel de site-uri avem voie să accesăm, etc., etc. Metodologii de anti-phishing, deci acoperă mai mult decât doar detectarea și oprirea atacurilor de tip malware. Da? Mai apoi, de ce vorbim despre această soluție care este în principiu numită Enterprise, deși eu, personal, eu lucrez de obicei cu firme relativ mici, care, depinzând de cum se prezintă ele, se consideră mici sau se consideră foarte mari, dar majoritatea sunt 90, 100, 150 de calculatoare, unde alți colegi de-ai mei lucrează, de fapt, cu firme care au 5.000, 10.000, 20.000, 20.000 de calculatoare, cu care eu nu prea lucrez. Așa că, de obicei, tot așa, am clienți cam one-on-one, dar se face, la fel, o diferențiere aici între consumer, care, de fapt, sunt, domne, uite aici niște licențe, ai 5 licențe și instalezi 5 licențe pe 5 calculatoare și fiecare calculator acum se consideră cumva protejat și va avea o vizibilitate locală relativ restrânsă, un control relativ restrâns, depinzând de ce am instalat pe calculatoarele astea. De fapt, de ce vrem o astfel de soluție Enterprise? Pentru că, în principiu, nu suntem acasă la calculatorul nostru, da? Pe care poate să meargă o soluție consumer foarte bine. Suntem totuși niște firme și firmele au nevoie de ceva mai mult control, ceva mai multă vizibilitate. Da? Și despre asta este vorba aici, este vorba despre control și vizibilitate centralizată. Nu este doar că protejăm calculatoarele, ci și vedem ce se întâmplă pe ele, putem să controlăm ce se întâmplă cu ele. Da? Deci avem mult mai multă vizibilitate. Vorbim și despre faptul că putem să propagăm protecție între calculatoarele noastre, între endpoint-uri, da? Așa o să tot numesc eu, sau dacă Google Translate e de crezut, o să zicem punctele finale. Da? Vorbim despre opțiuni de raportare regulată și centralizată, da? Nu pur și simplu ne bazăm pe faptul că am instalat ceva pe un calculator și sperăm că iese sau nu iese și o să aflăm la sfârșit dacă a funcționat sau nu. Ci putem să zicem, ok, eu vreau o dată pe săptămână să am un raport care să-mi zică despre malware, despre protecție, despre stare de scanare și așa mai departe. Da? Avem opțiuni de remote management, pentru că o să putem să zicem, de exemplu, ok, vreau să restartez un anumit calculator sau vreau să îi setez anumite sarcini pe care să le facă, pe care le putem face dintr-un punct centralizat și putem să restrângem permisiunile utilizatorilor. Acum, asta s-ar putea să fie un punct un pic mai dureros, pentru că unele firme, dacă e vorba despre o firmă de 150 de oameni, nu o să se plângă nimeni. La urmă, se respectă niște reguli. Dacă sunt 5 oameni care țin o firmă în cârcă, zică, păi Răzvane, de ce nu mai am acces la ce aveam acces până acum? Și depinde de dumneavoastră care sunt rigorile regulatorii pe care vreți să le
folosiți, de fapt, prin sistemul nostru. Noi vă dăm toate uneltele necesare. Așadar, ce este Gravity Zone? Da? Ca un centru de control unificat. Și aici o să fie, vă promit eu, singura parte pseudo-comercială pe care o să o lansez. În rest o să rămânem în detaliile relativ tehnice. Da? Și în primul rând, Gravity Zone e o chestie foarte mare și poate să protejeze cam tot ce ne putem închipui noi. Trebuie să fac aici așa un soi de disclaimer, nu neapărat prin Gravity Zone Business Security. Ce arăt eu aici ce se poate proteja este cu tot soi de add-on-uri, cu nivele de licențiere ridicate, cu tot soi de integrări în plus, cu sisteme mai complicate, dar ca să o fac foarte simplu și pe repede înainte, mouse-ule, te rog, nu o să mai fac asta, am un mouse foarte sensibil. Cam astea sunt nivelele de licențiere și aici o să vedem că Business Security, despre care vorbim astăzi, ne oferă aceste tehnologii și oricum o să le vedem în consolă pas cu pas, care poate beneficia și de niște add-on-uri. Pentru că o să menționez un add-on în mod specific aici, care o să fie patch management ăsta, care ne poate ajuta un pic în plus dincolo de ce poate face Business Security. Și există apoi nivele de licențiere în plus, mai departe de Business Security, care se numesc Premium și Enterprise, care nu sunt oferite prin asociația TechSoup, dar dacă dumneavoastră considerați că ok, am funcționat bine cu Business Security, dar am vrea să avem nivele în plus de protecție sau ne interesează măcar o conversație, atunci puteți să veniți să vorbiți și cu noi și cu drag stăm la masă, dezbatem, prezentăm toate cele. Da? Șansele sunt că tot cu mine o să vorbiți și dacă veniți după prezentarea asta. Așa, drept care, noi o să vorbim despre Business Security și vedem aici că avem, în principiu, Prevention, Protection, Detection and Response. Într-adevăr, conceptul de bază este prevenție. Dacă cineva nu are acces la calculatorul nostru, cu atât mai bine, ei nu pot face nimic. Dar există și o latură de protecție pe care o să o vedem, de fapt, din perspectiva anti-malware, scanare regulată, protecție de procese și așa mai departe. Da? Și înainte să sar, de fapt, în demo și în tot ce înseamnă Gravity Zone, am aici o listă mică de întrebări foarte simple. Da? Trebuie să fac Politehnica pentru a lucra cu un endpoint protection? Nu, eu am făcut psihologie. Trebuie să am un server sau să fac rețelistică pentru a face un endpoint protection? Iarăși nu. O să am acolo un termen în Gravity Zone care se numește rețea. Nu se referă la faptul că eu acum trebuie să mă apuc să fac cablări sau Dumnezeu știe ce. Este pur și simplu ce calculatoare am eu în rețeaua mea, că toți suntem într-un birou sau fiecare este acasă. Important e că eu îi văd pe oamenii mei calculatoarele pe care ei funcționează. Dar, Radu. Răzvan, îți mulțumesc. Aici vreau să-ți mulțumesc de 100 de ori. Acum și pentru totdeauna, pentru lămurirea acestui termen, sunt întrebări pe care le primim și la TechSoup. Nu sunt foarte mulți ingineri, politehniști, experți în computere, în rețea. Este, în sectorul nostru este acest termen care plutește, rețea sau network, pe care îl vedem, sigur, este foarte mult uzitat pe diverse platforme, ecrane. El a devenit the go-to term, adică... Și probabil că unii din noi trăiesc din inerție cu ceea ce se înțelegea prin rețea cu 15-20 de ani, în sensul că toate calculatoarele dintr-o organizație, dintr-o firmă erau în același sediu și undeva exista o cameră cu niște dulapuri, așa ca în filme, cu LED-uri, care mai era și răcită cu aer condiționat, și rețea însemna doar calculatoare legate între ele și trebuia să existe neapărat un server. Dragi colegi, acea lume s-a dus de mult. Prin rețea în ziua de azi, o să repet ce a spus Răzvan, înțelegem pur și simplu totalitatea calculatoarelor, dispozitivelor din care cei care suntem parte din aceeași organizație, cu care lucrăm și cu care accesăm resursele digitale ale aceeași organizații. Că suntem în același birou, că lucrăm de acasă, de la bunici, din străinătate, termenul nu are nimic, nu are ceva atât de tehnic. E vorba de, cum ar spune contabilii,
Echipamentele și mijloacele fixe de natură electronică pe care le-am cumpărat și care sunt pe gestiune. Câte vreme lucrăm cu ele pentru treburile noastre de serviciu, pe ele le considerăm rețea. Gata, am terminat. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc și eu, Radu. Exact. Deci, să fie foarte clar că nu e nimic complicat de fapt. Aici ați instalat un software, le-ați instalat pe toate, însă o să fie la fel. Da? Așa, mai departe. Chiar trebuie să intru în Gravity Zone? Da. Îmi pare rău, pentru asta suntem aici astăzi, ca să vedem când intrăm în Gravity Zone. Dar cât de des trebuie să intru, eu vă recomand cam o dată pe săptămână și o să vă și explic de ce. Nu este pentru ceva crunt, nu este ca să vă mănânc ore din muncă, pentru că, oricum, voi în lumea ONG-urilor nu aveți timpul pe care l-am eu să stați pe Gravity Zone, așa că o să încerc să simplific chestia asta pe cât posibil. Nu se poate să-mi primesc informațiile pe mail? Ba, absolut se poate. Și ce informații pot să primesc pe mail? Atât alerte dacă s-a întâmplat ceva, cât și toate rapoartele alea pe care le-am menționat mai devreme și o să vă și arăt exact cum, ca să stați, deci să putem să știm cum ne configurăm sistemul și de unde să ne luăm informațiile când le vrem noi. Da? Cât mai simplu posibil, pentru că, la fel, trebuie să fie o unealtă pe care să ne facă viața mai ușoară, nu trebuie să fie încă un băț în roate că trebuie să-mi bag capul acum și cu Bitdefender asta. Da? Și ca să mai dau așa o anecdotă micuță aici, la începutul anului a fost un atac cibernetic asupra sistemului centralizat de IT al spitalelor publice din Românica. A fost destul de nasol, iar Bitdefender s-a decis, fraților, ia luați voi de la noi soluțiile MOCA, toate. Ceea ce au și făcut, au primit licențe MOCA de la noi pentru toate endpoint-urile pe care le aveau ei și după aia eu am făcut niște masterclass-uri pentru toți oamenii care lucrau cu această soluție, să le explic cum să le configureze și ce să facă pe acolo. Și după aia, evident, au fost întrebări. Am mai vorbit cu spitale din București, am vorbit cu spitale din Timișoara, dar să știți că am vorbit și cu spitale din Roșiorii de Vede, unde era o doamnă foarte drăguță, plinuță cu părul roșcat în bigudiuri, care ea săraca se ocupa de toate, de achiziții, de înlocuit clanțele, de absolut tot. Și am reușit cu ea să echipăm trei spitale. Dacă doamna drăguță de la Roșiorii de Vede a reușit să facă chestia asta, eu sunt ferm convins că poate oricine să se ocupe de endpoint protection la fel de bine. Da? Drept care, hai să sărim un pic în demo. Da? Și cu asta aproape am încheiat slide-urile, o să am după aia niște slide-uri despre masterclass. Mai întâi, am vorbit cu TechSoup, mi-am luat licența, cum reușesc eu de fapt să intru în Gravity Zone. Da? În primul rând, cu licența aia, trebuie să o punem undeva. Și așa că mai întâi căutăm frumos pe Google și zicem, vreau să încerc Gravity Zone Business Security. Da? Free trial, cum vrem noi. Și o să vă ducă la site-ul ăsta, da? Unde o să putem să ne băgăm datele noastre, renume, nume, e-mail, denumire companie, câți avem și care e numărul de telefon. Da? Și o să zicem, perfect, vreau asta. În momentul în care o să primim un e-mail care o să ne zică, du-te aici, generează-ți o parolă și uite linkul către Gravity Zone-ul tău. Moment în care o să ajungem în Gravity Zone, care o să arate cam așa. Deocamdată o să aveți în continuare varianta de trial, unde se presupune că aveți un număr de licențe pentru 30 de zile. Ca să punem licența noastră pe care am luat-o de la TechSoup și să fie relevantă pentru noi pentru un an, 2, 3, 50 de ani, să vă dea Dumnezeu sănătatea, mergem aici la utilizatorul nostru, la compania mea și avem aici opțiunea de licențiere, unde adăugăm un produs, adăugăm licența noastră aici, o să fie validată imediat cu cloud-ul nostru și în momentul ăla o să zică, ok, dă-și tu un refresh, am dat un refresh și o să ne apară aici licența noastră. Și eu mi-am făcut pentru această prezentare de astăzi, mi-am făcut un laborator în care mi-am luat 20 de calculatoare, mi-am luat o licență de business security și am zis, perfect, hai să vedem cum arată de fapt business security de la zero. Și am și pus două calculatoare micuțe pe care am instalat o soi de porcării, cum ar fi Yahoo Messenger, ca să-mi generez niște riscuri și niște probleme, ca să avem și ce să arătăm astăzi. Da? Oricum, asta este de la zero. Da? Chiar și pe
homepage-ul ăsta, avem deja o grămadă de informații importante. Avem informații despre pachete de instalare, ce o să vă arăt și eu astăzi, dar oricum toată documentația o puteți găsi direct aici. Acces anticipat nu recomand neapărat ca o temă pentru astăzi. Sunt cele mai noi chestii pe care le facem noi. Deocamdată, hai să rămânem la business security. Da? Și asistență și suport. Pentru că aveți business security, aveți și suport din partea noastră. Nu vă merge ceva, nu vă iese ceva, scrieți un bilet la suport și suportul o să vă vină în ajutor. Așa, mai departe, aici, mă rog, noutăți, nu știu ce, și pentru că o să vă vorbesc un pic mai târziu despre Masterclass, aveți aici direct un link către Masterclass din butonul de Home. Deci, ok, vreau să accesez și eu cursurile Masterclass, îți da click aici și aveți toate temele dezbătute de la începutul existenței până acum. Da? Despre onboarding de Bitdefender sau o puzderie de alte teme pe care oricum o să vi le arăt cu drag la sfârșitul sesiunii. Da? Dar țineți minte că orice întrebare, veniți aici, poate găsiți ceva, poate nu găsiți ceva și dacă tot o să dați click pe varianta de România, care a început de mai, tot mutra mea o să o găsiți acolo pentru că eu am făcut masterclass-urile astea. Așa, trebuie mai departe, hai să aflăm cu ce se mănâncă de fapt. Dacă ne ducem pe primul tab care se numește monitorizare, o să vedem aici tot soiul de date despre ce avem la noi în rețea. Din nou, rețeaua înseamnă care sunt endpoint-urile noastre, care sunt calculatoarele pe care avem instalat ceva. Da? Aici, ca o mențiune, putem să protejăm, în principiu, laptopuri, calculatoare fixe, servere, Mac-uri, Windows, Linux. Da? Ce nu acoperim prin business security sunt dispozitive mobile, dar, din fericire, cei drăguți de la TechSoup au și opțiunea de a acoperi dispozitive Android prin oferta Consumer, tot de la Bitdefender. Puteți să luați de acolo cu drag licențe și vă acoperiți și mobilele, doar că nu o să fie centralizat în Gravity Zone. Radu, te rog. Atât doar vreau să spun și îți mulțumesc că ai precizat, dar avem și se numește acronimul, îl folosim BMS, Bitdefender Mobile Security, pentru Android. N-avem, asta este, n-avem protecție pentru iPhone deocamdată, dar pentru mobile sau tablete cu sistem de operare Android avem. Da. În principal, acum ne gândim la calculatoare, laptopuri și servere, pentru cine mai are. Mulțumesc, Răzvan, continuă. Ai două endpoint-uri administrate aici, așa, pentru demonstrație practică. Deci ai instalat soluția pe două calculatoare. Și o să și arăt cum înțelegem noi instalare, cum ne găsim noi calculatoare, dacă vrem să le găsim sau dacă vrem să punem pachetul de instalare pe un stick și să mergem din calculator în calculator, sunt mai multe opțiuni. Da? Oricum. Aici am informațiile principale și o să ajung și la cum am instalat eu, de fapt, pe calculatoarele mele, într-un minut. Mai întâi, să ne dăm seama că, de fapt, avem deja o grămadă de treabă de făcut aici. Da? Ok, știu că am două endpoint-uri administrate, două dintre ele sunt active, am 8 amenințări blocate, uite aici când am făcut eu tot soiul de porcărioare, și am și un scor de risc al companiei, care este, de fapt, primul element de prevenție și de întărire, cum zicem noi, pe care o să-l și discut. Da? Pentru că toate rapoartele sunt foarte drăguțe, dar dacă nu poți să dai click pe ele și să afli mai multe, degeaba sunt rapoarte. Sunt doar chestii colorate pe ecran. Da? Drept care, hai să dau un pic click aici. Da? Primul lucru despre care vorbim și de ce este important să avem această soluție Enterprise și ceva ce consumer nu poate să ne ofere, este deja vizibilitatea asta asupra care ar fi factorii de risc care afectează endpoint-urile noastre. Da? Și de exemplu, pot să văd aici că am un factor de risc 36 din 100. Bine că s-au ocupat un pic colegii noștri să mai precalibreze formula din spate, pentru că înainte toată lumea avea 60 scorul și 60 era normal, și așa că nu se înțelegea mare lucru. Dar acum vă zic eu, 36 nu e chiar
panică, dar este îngrijorător și poate vreau să mă uit un pic pe aici. Din ce este construit scorul ăsta? Este construit în principiu din configurări greșite ale sistemelor de operare, din vulnerabilități aduse de aplicațiile pe care le-am instalate pe calculatoarele mele sau din comportament al utilizatorilor mei. Dacă nu au parole sau au parole vechi sau o complexitate mică a parolelor și așa mai departe. Și toate chestiile astea le pot vedea aici sub gestionarea riscurilor. Da? O să zic, ok, care sunt configurările necorespunzătoare? Și mi se dă aici o listă lungă și mi se zice, ok, scriere, drivere, nu știu ce cu BitLocker, Internet Explorer permite, nu știu ce, scripturi sau whatever. Da? Și îmi zice, ok, câte sunt afectate, care este sistemul de operare, dacă este un tip de configurație care are legătură de cu browserul sau cu sistemul de operare, nu contează, nici eu nu le știu pe astea. N-am habar ce sunt toate astea, dar eu pot să zic, ok, bine, ce e asta? Verifică o politică locală de pe calculator. Nu trebuie eu să spun acum ce sunt politicile locale, că există policies care după aceea se leagă cu Active Directory, cu Dumnezeu știe ce. Important este să știm că unele dintre ele se pot remedia automat din Gravity Zone și zicem, da frate, vreau și eu să fac chestia asta sau nu mi se pare mare brânză, ignor riscul. Sau unele dintre ele au nevoie de o chestie manuală și zice, păi verifică și tu dacă serviciul de telefonie este activ, de exemplu. Și treaba noastră ar fi să ne și uităm un pic prin riscurile astea și să ne dăm seama câte dintre ele pot fi rezolvate automat și o dată pe săptămână să facem o verificare de risc de astea, basically. Ar fi drăguț o dată pe săptămână să ne uităm și noi un pic să vedem dacă s-a generat ceva nou sau dacă este același lucru care apare ca întotdeauna și poate nu ne mai interesează. Da? La fel, putem să ne uităm la vulnerabilități aduse de aplicații. Acum, aplicațiile pe care am încercat eu să le bușesc rău de tot au fost șterse cu succes. Așa că am rămas cu acest Windows 10.21H2, care este un patch al Windows 10. Pentru că am instalat o versiune un pic mai veche de Windows 10, care nu are toate patch-urile puse. Și el îmi zice aici, vezi că niște patch-uri care ar putea să așa și ar putea să remedieze 489 de vulnerabilități cunoscute cu patch-ul curent pe care îl am eu pe aparatele mele. Și motivul pentru care am menționat mai devreme acel patch management, modulul ăla în plus, este pentru că dacă în plus veniți și ziceți, hei, noi avem Bitdefender de la TechSoup, dar am auzit că există și patch management sau Dumnezeu știe ce altceva, și noi să zicem, perfect, hai să discutăm, stăm jos, vedem câte sunt de acoperit, oferim un preț, etc., etc., dar se cheamă că noi putem mai apoi să instalăm patch-uri automat ca să putem să rezolvăm probleme venite din direcția aplicației. Da? Deci gestionarea asta de risc merge foarte natural împreună cu opțiunea de patch management. Da. Nu zic că este obligatorie sub nicio formă, dar așa. Da, te rog, Radu. Asta e în special cu adresă pentru colegii din ONG-uri, acei colegi care fie au calificare IT, fie că nu au calificare IT, cumva au fost desemnați sau s-au autodesemnat să se ocupe, că în multe organizații există de obicei o persoană care e nițel mai tehnică. Uneori, da, sunt oameni cu calificare, alteori sunt doar oameni pasionați, dar e o constantă în viețile noastre, mai ales de când cu lucrul la distanță, de acasă, pe diverse calculatoare care nu sunt neapărat la îndemână. În cazurile acestea unde e nevoie de un patching, de o intervenție manuală, știm, se întâmplă. Vezi pe un calculator, să zicem că ai platforma Gravity Zone și vezi pe un calculator a unui coleg care poate e în alt oraș sau lucrează de acasă, nu poate să vină la birou, vezi că există ceva de reparat. Acum, ori ești extraordinar de bun în a-i explica cum să facă acest lucru, sau îl pui să vină la birou cu calculatorul, știm, această chestie în general se lasă cu, dar vină tu când pot eu, dar nu pot eu când poți tu. Și da, există și această opțiune de patch management. Disclaimer aici, nu e inclusă în pachetul pe care îl oferim noi prin programul acesta, dar cum v-a spus Răzvan, este ceea ce se numește un add-on. Mai pe scurt, e o extra opțiune care se achiziționează separat de la Bitdefender. Poate să vă facă viața ușoară,
dacă sunteți în această situație, ca cineva care se ocupă centralizat să aibă grijă de sănătatea tuturor calculatorilor colegilor, vrea să nu-i mai aducă de acasă sau să le explice cum să facă lucruri și le peciuiește de la distanță. Dar, cum ați văzut și mai devreme, foarte multe lucruri se pot face nu manual, ci și automat. Gata, Răzvan, mulțumesc! Super, mersi și eu. Așa, și la fel putem să ne uităm la riscuri asociate comportamentului utilizatorilor, în care zicem, hei, Gigel, n-ai parolă sau parolă scăzută sau fie ce-o fi. Și putem la fel să ne uităm prin dispozitivele noastre, să vedem cât de riscante sunt de fapt și prin utilizatorii noștri, care sunt de două ori eu. Eu mă cert pe mine aici. Oricum, asta deja putem să vedem niște chestii de prin panoul ăsta și zic, ok, în ultimele 7 zile sau în ultimele 30 de zile, ce Dumnezeu s-a întâmplat. La fel, dacă vreau să îmi generez eu alte chestii pe loc, să mă uit la ele, mă duc aici în panoul de bord și zic, perfect, vreau și eu să știu despre starea modulelor de endpoint security. Da? Și îmi zice aici, ok, care dintre module sunt instalate pe câte calculatoare? Dacă nu sunt instalate, dacă nu știu ce. N-am Exchange, că n-am niciun server de Exchange, că asta este, nu sunt companie mare. Da? Și zic, vreau să văd anumite chestii, le rearanjez pe aici dacă mă interesează pe mine neapărat să mă uit, dar vă zic, de acum rapoartele astea le puteți trimite pe mail în mod regulat, oricum, și o să vă și arăt de unde, și o să ziceți, eu vreau să văd numai despre malware, despre anti-phishing, despre nu știu ce, o dată pe săptămână. Și o să zicem, perfect, asta o să și facem. Da? Ca să înțelegem, de fapt, de unde ne tragem noi datele astea, pentru toate rapoartele astea și riscurile, trebuie să ne uităm un pic în mai sus numita rețea. Iar în mai sus numita rețea am eu calculatoarele mele. Ce se află pe calculatoarele mele este un pachet de instalare. Pachetele de instalare sunt foarte simplu de definit și o să creăm unul chiar acum live. Ce anume să zicem? Live Tech Soup. Da? Vreau în engleză sau în Dumnezeu știe ce o fi, și am modulele pe care vreau să le folosesc și cu ce sisteme de operare se pupă ele, de fapt. Astea sunt exact modulele pe care le veți primi cu Business Security, nu mai mult, nu mai puțin. Da? Și anume, o să aveți anti-malware, o să aveți Advanced Threat Control, ăsta este un monitor de procese, o să aveți protecție împotriva atacurilor de tip Zero Day, o să aveți un firewall care înlocuiește firewall-ul de Windows, aveți protecție de rețea, care are de-a face cu ce avem voie să vedem ca tipuri de site-uri, elemente de anti-phishing sau atacuri specifice în rețea, de genul cineva încearcă să ia acces inițial asupra unui calculator prin rețea sau vrea să se mute prin rețeaua dumneavoastră de la un calculator la altul, cât și control de dispozitive, ce avem voie să conectăm la laptopurile sau calculatoarele noastre, și utilizator privilegiat, mai puțin relevant, asta este mai pentru firmele care au pe cineva mai techie, care vrea să folosească un command line interface și să-și modifice politicile pe loc, local, mai puțin relevant. Oricum, o să trec repede prin astea în politici în sine, dar, basically, aici o să zicem, eu vreau cu pachetul ăsta de instalare să instalez aceste module pe calculatorul unde o să trimit eu pachet. Da? Zic ok, perfect, vreau să elimin concurența, dacă cumva aveți deja ceva instalat pe calculatoare, șansele sunt că nu, s-ar putea să aveți doar un antivirus mai simplu, cum ar fi Windows Defender, așa, și cum vrem să facem scanarea. Eu vă zic de aici, lăsați asta în modul automat, în principiu se face scanare hibridă, adică facem și o verificare în cloud ca să putem să nu folosim prea multe resurse în momentul în care scanăm chestii. Da? Bun. L-am salvat. Și ce fac cu el acum? Da? Am câteva opțiuni. Pot să îl descarc local și zic ok, vreau downloaderul de Windows. Sau îl am pentru mașini Linux, vreau downloaderul de Linux. Sau îl am pentru macOS, vreau downloaderul de Mac. Și după aia fie îl instalez local, pentru că sunt pe calculatorul meu și aici o să instalez prima dată, sau îl pun pe un stick și mă duc la cele 5, 10, 15, 25 de calculatoare și îl instalez. Și să mă întrebe cineva, bun, eu sunt limitat de numărul de licențe, am 20 de calculatoare, dar licența pe care o pot cumpăra eu de la TechSoup sunt 25. Nu mai bine cumpăr eu
5, 4 licențe de 5 endpoint-uri separate și așa ies eu fix la fix pe 20? Și răspunsul este nu, pentru că atunci nu mai facem nimic cu soluția, pentru că cele 20 de calculatoare nu vor fi centralizate, vom avea 4 console diferite Gravity Zone, fiecare cu câte 5 calculatoare și aia deja nu ne mai ajută cu nimic. Fie avem totul adunat, fie nu alegem o soluție de tip Enterprise. Da? De-aia vorbim despre soluția Enterprise, ca să avem totul într-un singur loc. Da? O altă opțiune este să trimitem astea pe mail, moment în care cei de pe mail o să primească un link de instalare care va downloada același downloader și pot să-l instaleze local, sau le dăm linkurile copy-paste pe Teams, pe WhatsApp, pe fie ce-o fi ce folosim noi pentru comunicare internă. Da? Oricum, nu e mare filozofie. Utilizatorii pot apoi să pornească executabilul, se instalează automat totul, pașii pusi. Și în momentul în care s-a instalat totul, noi vom putea vedea, practic, în rețea, calculatoarele cu această emblemă albastră care zice suntem protejați, suntem ok. Da? Există și metode mai complicate de a face chestia asta, cum ar fi să ne jucăm cu calculatoarele noastre mai întâi, să le schimbăm user access configurations și să access control și să zicem că facem remote installation cu drepturi de administrator. Dacă vreți informații de genul ăla, veniți, întrebați-mă, drag, pot să fac o chestie mai complicată pentru voi, dar dacă aveți doar câteva calculatoare și nu este dificil să trimiteți linkurile astea sau să-l puneți pe un stick și să-l duceți de la calculator la calculator, este cea mai simplă și cea mai directă metodă de a face instalarea respectivă. Bun. Am instalat pachetul ăsta de instalare pe calculatoarele mele. Ce pot eu să fac cu ele? Da? Și de aici, direct, văzându-le sub calculatoare și grupuri, pe care, apropo, putem după aia să zicem vreau să-mi fac și niște subfoldere. Da? Mai departe, și mă interesează că o să trag, de fapt, un număr de calculatoare aici, un număr de calculatoare altundeva, pentru că i-am pe GJ din marketing și vreau să i-am pe ei într-un folder și pe GJ de la vânzări și vreau să i-am pe ei într-un alt folder și așa mai departe. Radu? Sau, cum se întâmplă în cazul unor organizații nițel mai mari, mari în termen de ONG-uri, sunt organizații ONG-uri în România care au puncte de lucru sau echipe în mai multe orașe, mai ales cei care sunt într-o zonă de social sau de asistență socială, care au inclusiv lucrători pe teren, care sunt în diverse orașe, sau mediu și sunt echipe de ranger prin diverse locuri, îți poate ajuta pentru o vedere centralizată să îi împarți în subfoldere, să știi că ăștia sunt cei din Apuseni, ăștia sunt cei din Dobrogea, ca să știi, îți ajută și care per mental, ca să știi cine unde este și al cui calculator este. Dacă nu mă înșel, scuze aici, dacă îmi aduc eu bine aminte, că și noi, disclaimer, și noi la TechSoup folosim Gravity Zone, Business Security, cred că poți pune și niște etichete pe aceste calculatoare, nu? Poți să le dai un nume, să spui, ăsta e... Nu cu soluția asta. Trebuie următoarea, vine cu tags management, cu etichetele respective de endpoint-uri. Ok. Bună întrebare, dar nu cu business security. Da? Oricum, nu contează, pentru că noi tragem niște date de pe calculatoarele astea, putem să vedem aici, de exemplu, care sunt utilizatorii calculatoarelor respective. Bine, eu sunt, am în două, în cazul ăsta, dar hai să vedem un pic ce facem cu ele. Da? Deci putem să dăm click pe un calculator de ăsta și aflăm un pic mai multe despre ele, despre stare de securitate, dacă are cel mai nou motor de căutare, dacă sunt toate modulele activate, ce politică i s-a atribuit și politica, o să descriu imediat, este un mod de a defini comportamentul modulelor pe care le-am instalat, de fapt, pe calculatoarele astea și să văd cât de des s-a făcut scanarea, dacă vreau să colectez date despre calculatorul ăsta, etc. Și mai pot să le dau niște sarcini. Da? O să zic, ok, vreau să scanez, să lansez acum manualul o scanare de malware sau să scanez pentru riscuri sau vreau să actualizez sau reconfigurez agentul sau să dau un restart la calculator sau pot să zic să fac o descoperire în rețea, adică să-mi găsească alte calculatoare care încă n-au Bitdefender instalate pe ele. Da? Asta este pentru utilizatorii mai avansați, că de exemplu am aici un calculator care e gri, care e recunoscut ca fiind în rețeaua mea, dar este recunoscut și ca nefiind protejat de... Da?
Oricum, în momentul în care eu îi dau o sarcină, sarcina respectivă apare aici și îmi zice, am terminat, am scanat pentru identificarea riscurilor sau am descoperit în rețea sau fie ce o fi și îmi dau seama ce am făcut eu aici cu calculatoarele mele. Da. Pe măsură ce se întâmplă lucruri pe calculatoarele noastre, ele vor apărea, cum apăreau și aici în monitorizare, că, hei, am malware web, am virus, am fie ce o fi, care de fapt vor fi toate centralizate aici în Threat Explorer. Bine că nu i-au zis exploratorul de amenințări. Așa, în traducere. Și o să zic, bine, vreau să văd și eu în ultimele 7 zile sau ultimele 30 de zile ce s-a întâmplat și îmi dă aici tot ce s-a întâmplat. Da? Absolut fiecare eveniment. Da? Zice, am permis niște chestii Bluetooth, am șters un anumit fișier care era malițios, am blocat niște site-uri, am permis niște altele, etc., etc. Deci absolut tot ce detectăm noi aici, dacă mă duc înapoi la monitorizare și zic vreau și eu să știu cei cu malware web astea, care au fost astea 5, el îmi dă automat, uite astea au fost, cineva a încercat să se ducă pe iCar și să downloadeze chestiile astea, eu le-am blocat pentru că le-am recunoscut ca fiind malware. Da? Foarte simplu de observat, dăm click pe ele dacă vrem să știm mai multe, care este scorul și așa mai departe. Da? Deci, o grămadă de informații directe aici. Cum operează, de fapt, chestiile astea este prin politici. Și am aici niște politici pe care eu le-am generat. S-ar putea să vreau să am un set de reguli pentru un set de calculatoare și un alt set de reguli pentru alt set de calculatoare. De aceea aș vrea poate să creez mai multe politici. Dar în cazul ăsta nu am decât TechSoup default, ăsta pe care l-am făcut eu pentru calculatoarele mele din rețeaua mea micuță. Și o să trec foarte repede prin politică, pentru că aici e, de fapt, partea de configurare. Ce e important de reținut este că fiecare politică nouă generată vine cu niște best practices din partea noastră. Deci, în principiu, și dacă doar faceți o politică și o aplicați tuturor endpoint-urilor, nu e sfârșitul lumii. Vine cu un echilibru între performanță și securitate și cât de des găsim noi niște false positives și așa mai departe. Da? Deci, în principiu, și dacă ziceți politică nouă, aplică-o la toate calculatoarele, tot este deja de la 0 la 90, un salt enorm. Și după aia detaliile sunt de făcut mai departe, depinzând de ce aveți nevoie. Ca să vorbesc prin fiecare tab super repede, avem detalii generale, ce notificări vrem noi să se vadă pe endpoint-urile noastre, setări despre configurarea de parolă de dezinstalare, pe care vă recomand ca fie utilizatorii să nu dezinstaleze antivirusul, fie un malware deștept să nu dezinstaleze antivirusul. Da? Comunicare, nu trebuie să ne facem griji, comunicare se întâmplă direct cloud-ul. Și cât de des căutăm noi după update-uri de software și update-uri de conținut de securitate, în principiu. Noi nu înseamnă că o să scoatem o dată la oră astfel de update-uri, dar e important să fim cât mai des up-to-date. Da? Anti-malware este funcționalitatea principală, unde vorbim despre scanare la accesare, asta are de-a face cu fișierele, în principiu, și el, în standard, vine pe modul normal. Și vă zice exact ce face aici. Da? Totul este acompaniat de text, nu este greu de înțeles. Puteți să-l setați mai agresiv, mai permisiv, sau, dacă vă simțiți aventuroși, puteți să definiți de aici exact ce vreți să se întâmple cu scanarea on access. Și vă recomand cu căldură să activați și vaccinul anti-ransomware, care funcționează foarte bine împotriva tuturor ransomware-urilor pe care le cunoaștem deja. Da? Opțiunea la executare are totul de a face cu procese. Ne uităm dacă un proces este dintr-o sursă ciudată, dacă mănâncă prea multe resurse, dacă scrie peste un alt proces, este de genul ăsta și le putem opri. Și remediere ransomware, detectăm comportament de ransomware, facem noi criptare de date înainte ca ransomware-ul să poată să se activeze, ștergem ransomware-ul și după aia primim datele înapoi, fie automat, da, care este de fapt defaultul, fie la cerere, caz în care veniți în Gravity Zone și vă găsiți activitatea ransomware aici, vă găsiți toate datele criptate de noi. Da? Scanarea la cerere este ce noi recomandăm o dată pe zi, o scanare rapidă și o dată pe săptămână o scanare completă. Minimul pe care vi-l recomand este o dată pe săptămână o scanare completă a endpoint-urilor. Este important pentru că trebuie să putem să ținem pasul cu tot ce se află pe ele. Nu durează mult
Și dacă o planificați când lumea mai e la o pauză de masă sau ceva, oricum nici nu o să se simtă. Da? Și putem să setăm și niște atribute pentru scanare, dacă vrea cineva să-și facă scanare proprie pe calculator, pentru că oferă această opțiune, sau scanare dispozitive externe. Anti-tampering, lăsați-l așa. Este cu drivere vulnerabile și dacă le permitem sau nu. E un pic mai densă explicație aici, dar default-ul este foarte bun. Da? Anti-exploit avansat, la fel, vă recomand să le lăsați așa cum vin ele. Are de-a face cu atacuri de tip Zero Day și dacă sau nu permitem un update să ne acceseze, mă rog, un update la un software să permită accesarea calculatoarelor noastre. Da? Și apoi avem setări despre carantină și dacă vrem să facem anumite excepții, de genul am o excludere pentru un fișier sau pentru un proces pe care nu îl vreau detectat și blocat. Da? Și în cazul ăsta, de exemplu, mi-am făcut o excepție pentru un fișier micuț ca să fie sărit de scanare la cerere și la accesare. Firewall-ul, cum am zis, este echivalentul cu firewall-ul de Windows și îl înlocuiește. La fel, el vine cu niște bune practici din partea noastră și puteți să lăsați așa sau puteți să vă apucați de configurare. În protecție rețea, vine vorba despre ce fel de site-uri avem voie să accesăm și de aici o să ne jucăm un pic cu profilurile de configurare și o să zicem, nu avem voie pariuri, pornografie, hate speech, Dumnezeu știe ce, da? Și de când până când avem voie sau nu avem voie și dacă există anumite aplicații pe care vrem să le folosim sau nu. Anti-phishing, da? Se uită după dacă cineva se duce la un phishing site sau un site reproduce un site existent și așa mai departe, și mai sus numitele atacuri în rețea și cum putem noi bloca respectivele tipuri de atacuri. Da? Controlul de dispozitive, din nou, ce permitem sau nu să se lege la calculatoarele noastre, destul de ușor de înțeles, dacă permitem sau nu Bluetooth sau CD-ROM sau floppy disk, ferească sfânt. Da? Și dacă sau nu facem scanarea de riscuri. Asta e toată configurarea și dacă ați făcut-o o dată cum trebuie, chiar nu mai trebuie să vă mai ocupați de asta niciodată. Da? Mai departe, cum ziceam, în profilul de configurare, aici puteți să vă mai definiți niște excepții sau puteți să definiți ce are lumea voie să vadă online. Dar cum să vă scap eu, de fapt, de toată bătaia asta de cap? Ca să nu mai intrați în Gravity Zone prea des, vă puteți pregăti niște rapoarte. Și ziceți așa, eu vreau o dată pe săptămână să îmi văd raportul de stare protecție endpoint-uri și vreau programat la fiecare săptămână și vreau să-mi vină lunea. Da? La ora whatever și pe toate stațiile de lucru și vreau să le primesc eu pe rastrambu@bitdefender.com. Da? Și îmi trimit eu mie mail-ul aici și o să îl primesc în format PDF, în format CSV, bla bla bla, toate cele. Și o să primesc toate informațiile direct pe mail ca să nu trebuiască eu să intru aici și să mi le mănânc de fiecare dată. Și fac câte astfel de rapoarte vreau eu și să-mi vin o dată pe săptămână. Pot să mi le și generez manual când mă mănâncă pe mine, absolut, dar dacă vreți să intrați cât mai puțin pe aici, vă scoateți rapoarte. La fel, trebuie să fiu în consolă ca să văd când au venit virusii peste mine? Nu. Există notificările astea pe care noi putem să le setăm și zic, ok, am epidemie malware, dar eu nu sunt aici să văd. Nu stau pe Gravity Zone, treaba mea este altundeva. Eu am alte treabă de făcut. Vreau și eu să primesc pe mail dacă cumva a luat foc ceva. Da? Sau dacă, da, nu știu, anti-exploit avansat a fost triggeruit sau fie ce-o fi. Da? Cert este că pot să îmi setez să am notificări pe mail pentru orice. Și aici decideți dumneavoastră cam cum arată chestia asta. Ca o ultimă scurtă chestie, vă arăt cum arată și pe un calculator. Da? Ăsta pe care am activat eu tot soiul de porcărioare, așa. În principiu, utilizatorul o să aibă acces la o microconsolă proprie, care zice, hei, facem un vulnerability assessment sau activitate de firewall sau device control sau fie ce o fi. Îmi și zice dacă am probleme, hei, n-ai făcut niciun full scan, nu vrei și tu să faci un full scan? Și pot, la rândul meu, să zic,
da, vreau să fac un quick scan sau un full scan dacă nu a fost programat deja din Gravity Zone, sau pot să zic, hey, Bitdefender, zi-mi și mie un pic mai multe despre chestia asta. Scan with Bitdefender Endpoint Security. Da? Foarte simplă și pentru cei care controlează Gravity Zone-ul și pentru utilizatorii care au Gravity Zone, au Bitdefender instalat pe calculatoarele lor. Da? Asta, ca să mă întorc un pic atunci la masterclass-uri. Pentru că trebuie să existe informații în plus, în principiu, pe lângă ce vă zic eu astăzi. Și masterclass-urile astea avem de mai multe tipuri. Avem onboarding-uri, care este acest masterclass pe care l-am făcut astăzi, doar că mai prelungit. Best practices, use cases și niște troubleshooting. Da? Și avem pentru Gravity Zone și pentru MDR. Avem și în română, și în engleză, și în spaniolă, și în germană, și în toate limbile posibile, și câte am făcut noi de-a lungul timpului. Importante sunt temele. Ce facem noi cu politicile? Cum facem excluderi? Cum funcționează anti-malware-ul la noi? Etc., etc. Deci toată lista asta lungă de best practices și use cases le puteți găsi din nou din homepage-ul Gravity Zone. Vă duceți jos și aveți acolo masterclass, acces, nu costă nimic, nu vă spamează nimeni cu marketing, intrați, zici, mă înregistrez, vă băgați datele acolo și vi se dă automat înregistrarea cu masterclass-ul respectiv. Și vă puteți uita acolo la câte teme aveți timp să vedeți în principiu. Și vi le recomand, oricum, cum am zis, sunt gratis și le găsiți oricând. Trebuie să mă gândesc dacă mai avem ceva. Notificări, mail-uri. Cam atât din partea mea. Radu? Super, adică îți mulțumesc. Există de vreo câțiva ani, de când cu cloud-ul Microsoft, acest, nu știu cum să-i spun, e embedded in Windows Defender. Poți să ne Windows faci Defender. Un pic de lumină? Absolut. Se ceartă cu Gravity Zone, nu se ceartă? Da. Ba, chiar există, ba chiar există o integrare completă între cele două. Stai o secundă să văd dacă pot să scot aici... Defender. Nu de altă, dar o să spun ce am mai auzit eu, credințe, mituri populare. Deci am auzit ad literam. Apoi a băgat Microsoft Defender în nou Windows, deci nu mai am nevoie de antivirus și de nimic. Și aici... Deci, și diferența este așa, că ok, Windows Defender ca un anti-malware de sine stătător, care vine automat cu Windows, nu este o soluție proastă. Da? Asta, primul lucru, noi oricum la Bitdefender nu ne place să vorbim rău de ceilalți de pe piață, nu este o soluție proastă, deloc. Da? Dar nu este nici o soluție centralizată în vreun fel. Nu este o soluție enterprise și dacă vreți să vedeți un pic despre testări și așa, puteți să vă duceți pe AV Comparatives și să vedeți ce face bine și ce nu face bine. Da? Când instalăm Bitdefender pe un calculator, exact cum se vede aici, sper, așa. Când mă duc la Virus and Threat Protection, acum apare Bitdefender. Deci noi avem integrare directă cu Windows. Windows recunoaște că s-a instalat Bitdefender. La fel e și cu alți vendori din piața anti-malware. Dacă vine cineva și instalează pe Windows CrowdStrike, Kaspersky, fie ce-o fi, în principiu ar trebui să aibă o integrare directă cu Windows și când se duc la Virus and Threat Protection apare chestia asta. Și în loc să avem detaliile și informațiile de la Windows Defender, le avem pe cele de la Bitdefender. Nu este mare filozofie și se întâmplă automat fără să trebuiască să facem noi ceva. Da. Mulțumim foarte mult, foarte mult, Răzvan. Și eu vă mulțumesc super, super mult pentru timp și pentru întrebări și pentru atenție, că e important să și vorbim. Și ai zis că masterclass-urile, dacă pentru cine vrea, sunt gratuite și ne putem reîntâlni cu tine acolo. Deci le-ai absolut. Făcut parte dintre ele. Fie în cele deja înregistrate, fie mă puteți găsi live. Primul din noiembrie este săptămâna viitoare, marți. O să țin de la 10 la 12, vă puteți înregistra și puteți să-mi puneți întrebări și acolo. Deci mai am în noiembrie încă 4 sesiuni de masterclass, Moca, intrați, vă interesați, mă bateți la cap, îmi scrieți pe LinkedIn, vă duceți la sales support, tot pe mine o să mă contacteze. Așa că nu fiți timizi, încerc să răspund tuturor. Da? Și vă mulțumesc foarte mult din nou.
Și noi îți mulțumim, Răzvan. Dragi colegi, vă mulțumesc și na, stay safe, adică hai să lucrăm în siguranță, că avem treabă de făcut, nu avem timp de virus, malware și ransomware, avem lucruri bune de făcut.